partea cea mai tare, faptul că este zăpadă. Nici nu mi-am imaginat când am luat biletul că o să fie zăpadă și o să arate atât de mișto. Astăzi vă voi prezenta cea mai luminată locație din Londra și nu este Hyde Park sau, mă rog, Winter Wonderland, unde chiar este foarte luminat. Vă arăt un loc un pic ascuns și foarte luminat. Asta este Kenwood House. Și uitați-vă și aici câtă zăpadă este pe traseu. Mă rog, pe trotuar. Nimeni nu a curățat-o, cum mai e frumos. În deschiderea acestui video vreau să încep cu faptul că, bă, a nins acum două zile, de fapt, duminică, azi e marți, zăpada încă nu s-a topit, asta pentru că Anglia suferă de vreo 10 zile de temperaturi scăzute, printre care, la mijloc, a venit și a nins soare. Așa că, așa arată atmosfera. Țineți cont de faptul că în țara asta n-a mai nins în decembrie de zeci de ani, amică. Am întrebat chiar și un pazin la un moment dat, bă, tu de când am mai văzut zăpadă în decembrie? Și a zis, bă, de mult tare. Cam asta înseamnă încălzirea climatică. Vara care a fost extrem de fierbinte și iarna care e un pic cam gheață. Ia uite, mă, și basul meu 210 abia acum a apărut. Te-am așteptat pe ăsta tot, mama mătii. Tot te-am așteptat. Gata, bușilor. Gata, am intrat. Bă, ce-mi place că este zăpadă peste tot. Niște. Mamă, deci nu s-a topit zăpada din parc. Cât de tare. Partea cea mai tare, faptul că este zăpadă, nici nu mi-am imaginat când am luat biletul că o să fie zăpadă și o să arate atât de mișto. Ia uite, bă, cât de tare. Te simți de parcă ești în Narnia sau într-un film de-asta așa epic. Te simți într-o poveste. Cât de cool. Tot ce pot să zic este că, bă, sunt atât de norocos că am luat biletul pentru ziua de azi și pentru faptul că a nins acum două zile și încă mai este zăpada. Adică temperatura scăzută încă se menține.
și se menține și evident zăpada. Deci este foarte tare. Abia acum văd, ăsta e om de zăpadă. Cam urât, dar e frumos. Așa. Wow. Dar acum a fost încălzirea. Parcă razele astea îți intră în tine. E un feeling foarte interesant. Sunt la un moment dat și o senzație de asta că te pierzi. Tocmai de asta trebuie să iau un pic cam încet. Dar, bă, experiența printre razele astea e interesantă și cum arată totul în jur, bă, e fabulos. Nu-mi pare rău că am dat banii. Adică 26 de lire, da, se simt. Aici sunt globuri de... Mergem mai departe, văd aici niște globuri. Nice. Hai să mai topit puțin zăpada. Cred că eu merg un pic cam repede față de restul. În fine, asta e ritmul meu de obicei, dar băi, frumos, rău, este magic. Te simți ca într-o poveste de Crăciun. Bă, dar, deci încă o dată vă zic, mă simt extraordinar de norocos că am nimerit ziua asta de marți cu zăpadă. Că eu atunci când am luat biletul, nu credeam, adică nici nu știam că ninge și nici nu știam dacă temperaturile astea negative vor aduce ceva ninsori. Deci a fost pură nime reală. Sau nime reală ca asta. Bă. În fine, când am fost la Winter Wonderland, n-am avut zăpadă și am zis, bă, ce frumos ar fi cu puțină zăpadă, cu bla bla bla, bă, da, ne-am merit-o pe asta, ceea ce este fantastic. Din ce am înțeles din descriere, toată tura asta este de undeva până la o oră, deci 2 km de mers, o oră. Asta depinde în ce rid, deci o oră. Și din 200 în 200 de metri văd câte un angajat, câte un paznic, să zic așa. Festive Forest. Take a magical walk through a winter wonderland of trees and glades among us the densely planted trees. Bushes and shrubs and flying overhead are a variety of illuminated woodland creatures of different sizes, some huge and oversized and other life size. In scale, children of all ages will enjoy the hunt for these beautiful creatures. Ah, cât de tare! Uite!
Vulpile. Vulpițele. Cealaltă nu se vede foarte bine de cringe. Încerc să o prind mai bine. Ia. Uitați-vă cum se vede zăpada în lumina asta verde. E senzație. Altă vulpe. Deci pe ta... Acum am înțeles la ce se referă acel panou, la aceste vulpi și de fapt la alte animale care cred că se mai ascund printre luminile astea și brazi. Veveriță. Următorul show sunt aceste candles, sunt aceste candle canes. Următorul punct de atracție sunt aceste stele luminate, probabil, sau cum le numesc ei. Ia, ia acolo panoul. Cum se numesc astea? Organic Oscillation. Below the garden's entrance, așa, densele. Wow! Foarte frumos! Astral Avenue, Stars of Wonder, Stars of Light, over the path and under the trees, a myriad sparkling stars shine overhead and all around. Ah, cred că am citit destul de binișor. Se putea mai bine. Nu vreau să stau. Să mai dau încă un take, merg mai departe. Ce este surprinzător e faptul că zăpada asta e bine bătătorită, bă, și arată extrem de bine. O întrebare, nu cumva au pus și ceva zăpadă artificială să o mențină pe asta care încă e? Mi se pare senzație. Senzație. Mai scot. Restul parcului. Hai să vedem cât de cald este tunelul ăsta. Frumos spus din punct de vedere poetic. E cald și nu știu ce. Eu chiar mă așteptam să fie cald. Glumesc. Băi, frumos cum au aranjat, cum au pus luminele, toate chestiile astea. E foarte, foarte mișto. Ah, cred că aici am fost. Asta era o scurtătură, să înțeleg. Bun, ce avem aici?
am început să fac turul pentru a doua oară, pentru că s-a încheiat atât de scurt încât am zis, bă, după ciocolata aia caldă, totuși hai să mai fac încă o dată turul și după să mă duc către exit. Da, na, e destul de scurt, dar faptul că poți să faci de mai multe ori traseul ăsta fără să zică nimeni, bă, ai făcut odată traseul, gata, ieși. Deci poți să faci de mai multe ori traseul, cred că și de 5 ori dacă vrei. Și începe să se adună din ce în ce mai multă lume, pentru că la ora 5 se deschide treaba și cred că undeva pe la 8-9 se închide. Așadar, profit de faptul că am venit relativ devreme, de fapt, da, am venit devreme, și mai fac încă o dată turul, nu? Cum fac pentru a doua oară turul, am timp să admir și cum a căzut zăpada pe copaci, cum e cazul de față. Țineți cont de faptul că primele filmări din punctul ăsta le-am filmat numai cu telefonul, adică am început cu telefonul, că a fost mult mai simplu, apoi după mi-am adus aminte că stai așa, că am aparatul cu mine, hai să-l scot. Și așa am îngheață mâinile și abia țin aparatul, dar data viitoare poate am niște mănuși mai bune. The Laser Garden. Walk through an immersive garden of beautiful blooms with brilliant beams of laser light filling the air and playing over the senses. Traditional laser scanning combined with a rotating diffraction wheel splits the light and combines the colors. Laser installation by AC lasers. Chiar se simte o experiență imersivă și pot să spun că te ia un pic amețeala la un moment dat dacă mergi prea repede. De data asta nu e nimeni. Aba da, cred că sunt câțiva în spatele meu. Abia acum. Dar în fața mea nu e nimeni. Măcar atât. Și drept dacă o iei ușor, nu te ia nicio amețeală sau ceva de genul. Trebuie doar să o iei încet. Și am ajuns în punctul în care pot să iau o ciocolată caldă.
Zona asta se numește Faces. Faces? Nu. Faces. Faces. Iar aici jos este, să spunem, marketul cu Crăciunul. Câteva căbănuțe care oferă ceva băuturi și ceva mâncare. Și cam atât. Exitul e foarte aproape. În direcția asta, unde sunt luminile alea albe acolo, exitul și cam asta e. Sparkling tunnel of festive garlanded lights leads out of the woods and back out towards Hampstead Elf. As when you see the n-am avut răbdare să citesc toată podologia de acolo, dar frumos nume pentru acest obiect de pe traseu. Vreau să zic, mamă, ce frumos, cade zăpada din copaci, de fapt, cad frunzele. Și asta e frumos. Ce e drept. Bă, asta a fost, am ieșit din trail. M-am îndoiut către bus pentru că s-a lăsat frigul. Mi-am înghețat și mâinile un pic. Și cam asta a fost. Da, bă, e fantastic că e încă zăpadă. Deci uitați-vă stânga, dreapta. E încă zăpadă. Da. Ce merge pe aici? Datul cu punga. Fantastic ar fi.